În această lume invadată de calculatoare, poveștile, care locuiesc sus, printre stele, riscă să fie uitate în favoarea jocurilor pe computer. Aceasta este ideea jurul căreia artiștii de la Teatrul Merlin au pus la punct proiectul de începere a stagiunii, spectacolul Visul lui Buratino. La început era intenția noastră, era de a face doar un workshop de 2 săptămâni de mișcare scenică, comedia de l'arte, apoi Liana Iancu a venit cu o idee, a rostit de fapt cuvântul Buratino. Montarea semnată de Eva Labadi cuprinde în distribuție 15 actori profesioniști, dar și câteva zeci de copii. Pe lângă povestea emoționantă, spectacolul beneficiază și de o coreografie inedită, o adevărată provocare pentru toți artiștii. Este și pentru ei un alt specific, expresia corporală, care știți dumneavoastră, nu e chiar simplă. În fiecare zi ne antrenăm, în fiecare zi dobândim o plastică mai interesantă. Povestea lui Buratino va ajunge pentru prima oară în fața publicului în 11 septembrie de la ora 11 în Piața Operei. Debutul stagiunii la Teatrul Merlin înseamnă însă o zi plină de evenimente speciale, dansuri pentru copii, concerte, spectacole multimedia și multe surprize. La toate evenimentele, accesul este gratuit.